Ceea ce se întâmplă astăzi este o inițiativă pornită cu ceva timp în urmă, probabil în jur de o lună, o lună și ceva, din direcția celor prezentați în prealabil. Având în vedere că zona Mușcel cuprinde un număr semnat de locuitori, s-a luat această decizie ca la în municipiul Câmpul Mușel să funcționeze un birou pentru eliberare pașapoarte și vinovații pentru această acțiune, alături de primăria municipiului Câmpul Mușel, sunt cei prezenți aici. Eu am primit această propunere și mi s-a părut una cât se poate de constructivă pentru Câmpul Mușel și pentru unitățile administrative din jur. Și, ca atare, astăzi suntem capabili să inaugurăm acest birou. Pentru că astăzi este o zi mare pentru toți cei care poartă numele de Mihail și Gabriel, un sincer la mulți ani și multă sănătate. Vă rog să-mi permiteți să dau citire ordinului numărul 354 din 5 noiembrie 2012, este ordinul prefectului, prin care, începând cu data de 8-11-2012, în municipiul Câmpul Lung, județul Argeș, se înființează punctul de lucru al Serviciului Public Comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple Argeș, pentru preluarea, în condiții legii, a cererilor de eliberare a pașapoartelor simple electronice. Modalitatea de desfășurare și organizare a activităților de preluare a cererilor de eliberare a pașapoartelor simple electronice la nivelul punctului de lucru este stabilită prin dispoziția Directorului General al Direcției Generale de Pașapoarte din data de 29-10-2012, programul de lucru cu publicul urmând a se desfășura de regulă în fiecare zi de joi, în intervalul orar 9:30-14. Prezentul ordin va fi adus la cunoștință publicului prin intermediul compartimentului informare, relații publice și secretariat. Practic, ne încadrăm în directivele, ca să zic așa, la zi, aceea de apropierea serviciilor către cetățean. Serviciile publice trebuie să se dezvolte în continuare și pentru a veni în sprijinul cetățeanului, Direcția Generală de Pașapoarte, împreună cu integratorul său, a luat măsura de a înființa aceste puncte mobile, astfel încât calitatea serviciului public pe care îl desfășoară serviciile noastre publice comunitare locale să fie mai aproape de cetățean. Mulțumesc organelor locale că au găsit locația și locația și bună înțelegere să se dezvolte această activitate și mai ales că pun în același timp pe primul plan dedicarea calității serviciului către cetățean. Așa cum s-a spus, am venit aici, în primul rând, pentru cetățeni, cetățenii din zona Câmpul Lungului, cu acest ghișeu pentru preluarea pașapoartelor electronice. Sunt pașapoartele cu valabilitate pe 3 ani de zile pentru minorii sub 6 ani și cu valabilitate de 5 ani de zile pentru cei peste 6 ani. Aici vom prelua numai pașapoartele electronice. Noi mai eliberăm un tip de pașaport și anume pașaportul simplu temporar cu valabilitate de un an, așa zisul pașaport pentru urgență. Pașaportul temporar se va elibera tot la Pitești, deoarece se eliberează în aceeași zi, în două ore. Acest pașaport electronic se va elibera în 14 zile. Cetățenii din această zonă vor depune aici și tot de aici îl vor ridica.